fratele Cinga, fratele Dobos Petru din Piusă, fratele Ciuciu de la Cârneava, care l-ați cunoscut, frații Traian și Nelu Ban, Sim și Doru Moz, frații Iovin din Șega, familia Bulzan, fratele Nitica Haracu și Oprea Milen, de oameni de mare valoare pe timpul respectiv în Arad, fratele Cocean Marțian, Pule Florian și tinerii de la Șega, fratele Rudor, Delu Clipac, Lincin din Germania, fratele Todoi Nicolae și Gustav Poci, oameni care au mișcat așa de mult și au fost colegi și tovarășii lui de părtășie, Viști și Nicolae Moldoveanu, Chim Mihai, care după revenirea din închisoare, fratele Chim Mihai, i-a oferit loc la Părteava și nu chiar fără cineristul, fratele Chiu Pavel, cu care a fost așa de apropiat, tata lui Daniel Chiu, fratele Popescu, Aurel, așa cum a zis și Andrei. Și aș vrea să spun mai târziu și amintesc, pentru că a fost perioada când data s-a pus mai duc și în jos. Frați care au avut părtășie, fratele Daniel Brânzei, Daniel Chiu, care a venit la mormântarea lui fratele Daniel Chiu, Andrei Popescu, fratele Dris, fratele Danciu. De ce am amintit ca o genealogie care plictisește? I-am amintit pentru că le mulțumesc în numele lui și al meu. Dar le-am amintit pentru că dacă sunt recunoscător că l-am cunoscut pe fratele Păpuț, e că prin el am intrat în contact cu toți frații ăștia pe care i-am amintit. Majoritatea din el, pe timpul respectiv, au fost frați în afara sistemului religios de atunci. Am fost parte din sistemul religios de atunci. Fără fratele Păpuț, pe mulți din ei mi-aș fi cunoscut, poate chiar și fost tentat să-i judec. Când am amintit frații respectivi, aș vrea să spun că includ soțiile și copiii lor, a tuturor și din motive de timp nu i-am cunoscut. Dacă sunt recunoscător că m-am întâlnit cu fratele Păpuț cândva în viață, sunt pentru faptul că am ajuns să ajung în contact cu oameni de așa mare valoare, care la timpul respectiv au fost oameni lui Dumnezeu și-au făcut și-au lăsat urme în Arad și în România și după aia și în America. Și le mulțumesc tuturor și le mulțumesc celor care au venit aici. Și nu ca ultim, dacă aș fi să fiu recunoscător, că prin el și datorită lui am putut să mă căsătoresc cu Iunea, cu soția mea, care în momentele dificile din familia noastră totdeauna m-a depășit. Eu vorbim mai mult de ea, m-a depășit. Și prin fratele Păpuț am reușit să mă întâlnesc cu Iunea. Dar închei cu o poezioare care mi-a plăcut așa mult. E scrisă de fratele Vasilică Moisescu. Se pare că fratele Moisescu a fost găsit mort pe genunchi cu poezia lângă el. Voi care îmi plângeți despărțirea, de a ști cât de ferice sunt, nu pierde floarea în iubirea ce m-a mutat de pe pământ. E dulce să privești lumina ce se revarsă pe pământ, dar mai de preț îmi o dizna cei dincolo de acest mormânt. V-am fost împrumutat o vreme. Ne-am bucurat și am suferit, ca și pe mine o să vă teme, a cer ce toate a rânduit. Dumnezeu să-L binecuvinteze și știu că l-a binecuvântat și îl va binecuvânta când toată familia se va reuni dincolo. Amin.